Abracadancă. Și acum, pentru că puterile lui au devenit de neoprit și pentru că mă tot bate la cap, vi-l prezint pe Marele Haroldini. Asta nu e o chestie magică, nu-i așa? Face parte din spectacol? Vai, dar ce-au pus în bombele fumigene? Dar, Harold, eu știam că tu nu crezi în magie. Mai ții minte în sezonul 1 când Owen avea o baghetă magică? Lasă asta în seama producătorilor, aiurito! Bine, acum să continuăm! Scuze! Așa, după cum vedeți, nu am nimic în mâneci și nici în pălărie. Acum, abracadabra! Da! Acum, cu acest iepuraș, vă voi demonstra... Stai! Prea curând! Întoarce-te! Devine interesant. Nu! Nu, stai! Bine, gata spectacolul? Cel puțin a fost scurt. Poftim? Dar nu am apucat să-mi termin numărul. Bine, pot să mai faci un singur truc. Grozav! Am nevoie de un voluntar din public care vrea să dispară. Șef, nu! A fost în regulă că Tim Harold își făcea numărul de tușit. Dar magia e malefică și îți solicit să pui punct aici. Oh, haide, Beth! De ce e malefică magia? Ah, deci tu vrei să-ți spun marea traumă din trecutul meu? Ce? Nu, doar am întrebat de ce. Bine, cel mai ușor de povestit e prin retrospectivă. Trecem la... Bună ziua, micuțo! Vrei să-mi fii asistentă? Dacă vrea... Poftim! Abracadabra! Dă-te jos! Hell, n-a fost prea grav? Stai! Dar asta e destul de grav? Bine, iar asta e foarte grav! Mă rog, morala e, magia e malefică! Zău, așa. Magia lui Harold nu e malefică. Mersi, Gwen! Dar ar trebui să fie. E o parodie după Artele Întunecate. Se oferă cineva voluntar pentru trucul lui Harold sau am terminat? Mie mi-e indiferent. Mă ofer eu! Tu ești pedepsit, Duncan? Pe de altă parte, întotdeauna am vrut să dispari. Haide! În regulă, copii! Țineți bine paharele și pregătiți-vă să fiți uimiți! Duncan, îți mărturisesc, nu știu să fac magie adevărată. Nu? Și ce să fac? Tu spui cuvintele magice și eu deschid o trapă prin care cad? Wow! De unde ai știut? Magie! Copilus, pierdutus, abisus! Ta-da! Este un miracol! Magia ta l-a înghițit pe Duncan! Adu-l înapoi! Adu-l înapoi! Liniștește-te! Este sub masă! Nu mai spune! Din nefericire! Cel mai jalnic număr! Masă? Ce masă? Nu știu despre ce vorbiți! Astea de aici! Vedeți? Ce? Unde a dispărut? Cred că toți vă întrebați asta! Harold, magia ta e reală? Asta e... grozav! Sunt foarte confuză. Adu-l înapoi în secunda asta! Ba nu! Am spus un singur truc. Aducerea lui Duncan ar fi al doilea. Mă tem că trebuie să așteptați până mai târziu. Mult, mult mai târziu. În tot timpul ăsta magia mea era reală? Bietul Duncan, nicio grijă, amice. Te aduc eu înapoi până la urmă. Tontozaurul ăsta chiar crede că e un vrăjitor adevărat? Singurul motiv pentru care m-am oferit e pentru că și-a pus cutia deasupra tunelului meu. Aș putea folosi ocazia asta ca să chiulesc. Dar dacă stau ascuns, pot face câte farse vreau fără să fiu prins. În plus, ei vor da vina pe magie. Ha! Mi s-a îndeplinit visul. Acum crezi că magia este reală? Ar trebui să existe o explicație logică. În plus, vorbim despre Duncan. Magicienii aduc ghinion. Gândiți-vă la toate lucrurile rele pe care le fac. Fac soarele să dispară noaptea, fac sandvișurile de culoare verde. Un vrăjitor a blocat-o pe mama în cutia asta. Ascultați-o puțin. Nu mă mai suna la muncă. Vedeți? Credeți-mă, trebuie să-l oprim pe Harold. Zi, ce-i în voce acum? Rău? Necazuri? Rău și necazuri? Nu! Încerc să-l aduc înapoi pe Duncan! Haide, Harold, amice! Flutură bagheta pentru mine! Stai, cred că știu! Duncanicus Repornitus! Acum vine mașina magică! Nu-i Duncan!
Poate că nu-i Duncan, dar ai nimerit-o cu mașina fantomă. Vedeți? Flutură bagheta și bum! Mașina fantomă! Coincidență? Probabil. Da, 100%. Mi s-au înmuiat picioarele. Trebuie să fie pe aici, pe undeva. Nu o vrajă pentru căderea părului. Nu, negiuriaș. Oh, poate că asta e. Downloadium Dunconium. Nimic nu face impresie ca un stol de păsări flămânde. Ta-da! Am o pălărie nouă. Nu vine să cred că n-am mai făcut baie în pesment până acum. Ce somptuos! Îmi ciugulesc poca de viață! Acum mă credeți? Păsările sunt ciudate. E de la încălzirea globală. M-au ciugulit peste tot! Poftiți, vă rog, un magnet uriaș pentru mașini. Am nevoie de o semnătură. Și ești sigur că ai vârsta necesară, da? Ce nu înțelegi din mustața mea de adult? Bine zis. Am fost naiv să cred că o bucată de plastic ieftin îl poate aduce înapoi pe Duncan. Am nevoie de 2 baghete de plastic ieftin. Ra-ra, Duncan, noi îl vrem pe Duncan. Îl vrem înapoi, adu-l acum la noi. Ce se petrece? Hei, atenție! Sunt bucuros că am o cască metalică. Siguranța e pe primul loc. Stai, repar acum! Reversium Transformarum! E pur și simplu, e pur și simplu minunat! Cu riscul de apărea neștiințifică, magia lui Harold trebuie să dispară! Îmi pare rău că ne-am îndoit de tine! Mulțumesc! Am toată viața la dispoziție să vă spun că v-am zis eu! Dar deocamdată să îl prindem! Mă mulțumeam doar să stric obiecte, dar să văd că o încasează Harold, senzațional! Oricum, doar nu-l rănesc de adevăratelea, nu? După cum vedeți, torcătorul magic 5000 funcționează prin extragerea magiei negre din obiecte. L-am găsit la un târg de vechituri. Bine, o să rectific. Iar acum, presupun că depinde de mine să apar și să-l salvez pe Harold doar pentru că-i vina mea? Jalnic. Dar nu sunt malefic! Gwen, ajutor! Sigur. Ce zici de o vrajă cu zombie? Sau una care îl transformă pe Cody în broscoi? Grozav! Mersi! Stai! Ce faci? Te cobor înăuntru, desigur! Nimic nu face magie ca bilele cu fum! Duncan, ești bine! Da, doar n-ai crezut că ai făcut magie, nu? M-am ascuns și am făcut farse toată ziua! Poftim? Asta... are foarte mult sens. Acum mai pregătește niște cuvinte magice. Trebuie să-ți leg pantalonii cu sfoară de pescuit ca să pară că plutești. Super idee! Stai! Haroldinicus... aer... zburatum? Plutește! Foarte neconfortabil. Până aici! O să te lovesc ca pe o piniată malefică! Stai! Ia-mă cu tine, mărețule Haroldini. Duncan? Ai fost aici tot timpul ăsta? Dar asta înseamnă... Știam că e prea frumos să fie adevărat. Mersi mult, mărețule Haroldini. Duncan, te-ai întors? Oh, ce bine! Stai puțin! Ăsta e cumva storcătorul magic 5000? Duncan, ți-ai înscenat dispariția ascunzându-te într-un tunel de sub cutia magică a lui Harold și apoi ai făcut farse toată ziua care îl făceau să pară vrăjitor, iar fetele au încercat să stoarcă toată magia din el? Da, șef. Până aici! Toți sunteți pedepsiți! Parcă nu putea să fluturați bagheta ca niște magicieni normali. Trebuia voi să aduceți storcătorul. Oare cum am crezut că vrăjile astea funcționează? Doar că e evident că sunt trucate. Duncan's hopus popus? Ben, ajutor! Gwen face magie! De adevăratele! Prinde-o! Nu! Nu mai cad iarăși în capcana asta! Da, meritam asta! Covorul cel nou. Nu a mai fost atât de murdar! Așa e, nu? Și voi credeți că scurtătura mea prin canalizare a fost o idee proastă? De-abia aștept să mă rostogolesc pe covor! Nu te apropia mai mult!
Ce s-a întâmplat cu covorul? O să-ți răspund eu. Am contactat Consiliul Școlar și am informat că vechiul nostru covor murdar era un pericol pentru sănătate. Du-te și spală-te cât timp vă reamintesc eu cât de murdar era. Mare scofală. Deci nu era curat și ocazional cineva era înghițit de creatura din covor. Am locuit acolo. A fost ca și când aveam propria cameră, care încerca să mă consume. Ai auzit? A avut propria lui cameră. Atenție la mine, da? Vrem covorul înapoi! Vrem covorul înapoi! Vrem covorul înapoi! Stop! Cody, nu te mai bâțâi! Ai idee ce demodat va fi până se difuzează la TV? Noul covor deja a fost livrat. Recuperarea celui vechi necesită efort, iar eu am depus destul efort astăzi. E ora 8:30 dimineața. Courtney, tu ești șefa pentru restul zilei. Succes! Iată noua noastră listă care va păstra covorul curat. Stai, ai făcut reguli? Intenționat? Dacă ești pe covor sau lângă covor, regula este fără obiecte ascuțite. Cum? Fără sclipici sau creații de orice fel. Fără pictat, fără mâncare. Fără animale. Regret, Evan. Fără lichide, fără solide. Noi suntem solizi. Iar pantofii sunt interziși. Fără pantofi? Dar ortopedul meu a zis că fără talonetele speciale, coloana mea... Fără pantofi! Oh. Suntem o grădiniță fără pantofi. Oh. Vă rog să vă puneți toți pantofii în acest butoi cu flăcări. Ce te face să crezi că vom respecta regulile tale? Deși tocmai le-am respectat. Șef m-a făcut pe mine șefă, iar eu voi veghea. A? A? Ha, ha. Prieteni, să-l sune cineva pe ortopedul meu. Și să ne petrecem tot timpul de grădiniță afară. Da! Mie îmi convine. Regulile se aplică în zonele acoperite de covor. Da, am simțit că suprafețele din curte sunt și ele periculoase. Consiliul Școlar a aprobat acoperirea lor. Și noi ce ar trebui să facem acum? Nu știu. De ce nu veniți înăuntru să vă învârtiți fără roșii socotare toată ziua? N-ai câștigat încă, Corny? Suntem copii! Copii cu imaginație nelimitată! Vom născoci noi ceva distractiv! N-o să ne vezi învârtindu-ne fără rost și socoteală! Atât ne-a ținut imaginația nelimitată. E vina programelor TV pentru copii. Îi lasă pe copii fără creativitate și fără motivație. Noul covor e jalnic! Da, până și părul tău s-a zburit de plictiseală. Asta nu-i plictiseală, Duncan. Este electricitate statică. Electricitate statică? Ce-i asta? Ei bine, poate acest educatatron vă va lămuri. Bună ziua, copii! Știți, mă cheamă Sparky și am venit să vă cânt un cântec despre electricitatea statică. Știți, eu sunt un electron. Da! Fără rușine educative! Gata! Nu ne mai poate răni de acum. Bine! Nu avem nevoie să știm cum funcționează electricitatea statică, doar că este distractivă. Vedeți? Balonul încearcă să mă înghită! Wow! Vă gândiți la ce mă gândesc și eu? Ce se petrece? Corny, ajutor! Cheamă poliția baloanelor! Opriți-vă! Regret, Corny, dar regulile tale prețioase nu interzic distracția cu electricitatea. Și din moment ce regulile sunt deja înrămate, este fizic imposibil să le mai schimbi. Să-ți fie ciudă! Au! Și-a fost asta! Easy, poți să mai faci asta o dată? Încearcă pe mine! Încearcă pe mine! Vă prind eu pe voi! Nu! Destul! Opriți-vă! Noul nostru covor nu e o jucărie! Hei!
Dacă te curentezi când îți tărăști picioarele, să vedem ce face asta! Ușor, Easy, te legem prea rapid! Bine, asta a fost ușor bizar. Duncan! Până aici! Dacă voi nu mă lăsați să fac locul ăsta mai sigur și mai curat, atunci vă spun lui șef. Șef! Trebuie să faci ceva acum! Ce e, Courtney? Vino să vezi ce fac animalele acelea pe covorul cel nou! Am de ales. Wow, ce e asta? Justițiarul umidității 9000, cel mai puternic dezumidificator inventat în lume. Va spori distracția noastră electrică. Arăt ca un bătrân. Dar unde s-a dus toată umiditatea? Se transformă într-o pudră fină. Și dacă o vrei înapoi, adaugi apă. Să vedem ce ne mai poate face Courtney acum! Puterea e la mine! Și chiar a țipat Huck Duncan! Ca în jocul video acela lansat cu 30 de ani înainte să se nască el! Nu prea știu ce să-ți spun, Courtney! Toată povestea cu noul covor a fost ideea ta! Dar... Acum du-te! Fetița asta e regina dramei totale! Cât de gravă poate fi energia statică? Îți place masca mea? Mă face să arăt ca un bărbat! Ce? Încălcați regulile! Adică acele reguli? Fără reguli! Fără reguli! Nu! Lista mea dragă! Terminați, copii! Crește! A? Când ai schimbat vechiul covor. Stați! Îmi iau revanșa! Promit! Zo? Grozav! Mult mai bine! Fără reguli, fraților! Eu? Pur și simplu nu înțeleg. Doar am încercat să fie mai bine. Te înțeleg, Courtney. Când grădinița va începe să fie normală, abia atunci să te îngrijorezi. Știu că pare amuzant, dar eu sunt foarte speriat. De-abia aștept să termin grădinița. Ajutor! De vați ascunsele. Felicitări câștigătorilor campionatului mondial de vați ascunsele de anul acesta. Mâinile în aer. Nimeni nu mai face asta. Eu da! Voi ați câștigat campionatul de vați ascunselea? Sigur că da! Privește ce medalii avem! Vezi ce aurii și strălucitoare sunt? Dar de ce e așa de greu să ajungi la ciocolată? Nu suntem ciocolată, Owen! Adevărul e că am jucat cel mai bun joc de-a vați ascunselea din lume. Cred că vor face un film despre asta, iar eu voi juca rolul tuturor. Vați ascunselea? Ha! Doar lașii se ascund. Lașii, a? Ai 3 secunde să te ascunzi acum. 1. Ha-ha, ca și când m-aș teme de... 2. Iată, uită! Sunteți considerați cei mai buni 4 jucători de-a vați ascunselea din istorie. Aveți și scrisori de la admiratori.
Ho-ho-ho! Aceasta e de la faimoasa alteță Epavă! Ea cine e? Este considerată cea mai bună jucătoare de-a fața scunselea din lume! Scuze, a fost considerată cea mai bună până la voi! A câștigat 17 campionate consecutive! Wow! A stat ascunsă 16 ore în nara stânga unei capre pitice nigeriene! Un card de memorie? Asta e magnific! O, bună! Nu m-ați observat? Are dreptate, eu chiar n-am văzut-o! Da, sunt chiar eu, Alteța Epavă, și vă felicit din suflet pentru câștigarea titlului de campion de vața scunselea! Vorbește despre noi! Bună, Alteța Epavă! Nu mai faceți cu mâna, e o înregistrare! Vă invit oficial pe insula mea privată, unde putem sărbători victoria voastră cum se cuvine! O, vai! Toată lumea în mașină și... Acest card de memorie se va autodistruge zgomotos. Pa, pa! A fost cât pe ce? Mai să fie! Tocmai ce curățasem covorașele! Mă ocup de asta mai târziu. Trebuie să ajungem pe insula Alteței Epavă. Bizar! Alteța Epavă trebuia să fie aici! Poate că... Bună! Scuze dacă v-am speriat. Probabil nu m-ați văzut în ascunzișul meu inteligent. În spatele unor butoaie? Asta e tot ce poate o bătrânică? Ha! Cred că tu ești hotărâta leșona. Hei! Iar voi sunteți blânda Bridget, onestul Owen și adorabilul Cody. Tu ești mama mea? Nu! Veniți, vreau să vă prezint insula. Doamna asta, Alteță, e cam ciudată, dar e proprietarea unei insule. Merită respectul nostru. Și aici, ultima oprire. Umila mea sală cu trofee. Wow! Știu, aici trofeu de aur lucitor, acolo trofeu de aur lucitor. Și mai e și modestă. Am câștigat absolut toate trofeele datorită abilităților mele de a mă ascunde. Locul acesta pentru ce este? Ei bine, am sperat să pun acolo trofeul pentru întreaga mea carieră. Dar cum presa spune că echipa voastră e cea mai bună din istorie, locul acesta va rămâne așa cum e, gol. Și totuși, cine știe, poate vor exista noi trofee speciale numai bune de pus acolo. Am zis ceva amuzant, să râdem și noi. Hei, ce ziceți de un joc inofensiv cu această campioană? Și noi ce avem de câștigat? Oh, doar satisfacția de a ști cine este într-adevăr cel mai bun. Oh, nici în acesta nu este ciocolată. Vă acord 3 minute să vă ascundeți unde vreți voi, dar fără să părăsiți insula. Să înceapă jocul! Oh, eu nu joc, eu doar asist. Ei bine, atunci poți doar asista de aici. Cine nu-i gata, le-au cu lopata! Oh, nu! Vine Alteța! Te găsesc oriunde te ascunde! Era să mă găsească? Era? Atenție! Bridget a ieșit din joc! A ieșit unul, au rămas 3! Bătrânica asta se pricepe! Trebuie să ducem jocul la un nivel superior! Ne despărțim și folosim manevra McGillis. Bine! Să ne ascundem! A crezut că sunt un copac doar pentru că arăt ca un copac. Copacul ăsta are ochi! Prea ușor. Cody s-a retras! Au ieșit 2, au rămas 2. Cine nu-i gata? Îl iau cu lopata. Nu să mă găsească niciodată. Am găsit cel mai bun loc de ascuns. Te poți grăbi puțin? Nu te mai prosti. Oh, wow, m-ai găsit! Nu mă mir că tu ești capitanul echipei. Ești cea mai bună jucătoare din lume. De ce îmi spui lucruri pe care deja le știu? Haide,
Am găsit un loc unde n-are cum să ne găsească. Unde? În sectorul Mong Kong din Hong Kong? Într-o brioșă? În viitor! Sala de trofee Alteță Epavă? Nu cred că avem voie aici. Știu, și tocmai de asta nu ne va căuta aici niciodată. Ah, trofeul acesta de aur arată exact ca șef. Cred că e primul pentru certat copiii. Ah, iar aceasta arată ca Bridget. Ah, Owen, îți dai seama ce înseamnă? Nu. Alteța Epavă ne transformă în trofee ca să-și recâștige titlul de campioană. Dacă ne prinde, rămânem aici pe vecie. Dar eu nu vreau să stau aici ca trofeu. Dacă am nevoie la baie, vă găsesc oriunde v-ați ascunde. Ascunde-te! Da! V-am auzit, micuții pași, de la un kilometru distanță, pentru că sunt cea mai bună! Da! Încă un trofeu pentru mine? Oh, dar mulțumesc! Ai mai rămas doar tu, Leșona. Deci, ce-ar fi să... renunți? Oh, vai! Ea este bună! Ce emoție! Te găsesc oriunde ai fi! Trebuie să plec de aici! Dar nicio grijă! Nu am să vă las aici, prieteni! Doamna asta se crede cea mai bună! Așa că am de gând să-i folosesc mândria împotriva ei! Așa voi avea timp să-mi salvez prietenii! Primul pas, o las pe Alteța să mă găsească! Ia să vedem! Doar nu te-ai ascuns în locul unde m-am ascuns eu, nu-i așa? Leșona, ce dezamăgire! Sper că vei fi un trofeu mai bun decât concurentă! Stai! De unde ai mânușa asta? Oh, am comandat-o dintr-o revistă. Mă mir că funcționează pentru că maimuțele de mare n-au făcut-o. Trebuie să recunosc, ești cea mai bună căutătoare din lume. Mulțumesc. Dar jocul se cheamă De-a va-ți ascunselea. Deci dacă vrei să fii cea mai bună, trebuie să te pricepi și la ascuns. Sunt cea mai bună și la asta. Da, dar nu te-ai ascuns de mine. Așa că n-ai decât să mă transformi în statuie. Dar nu te mai lăuda atâta că ești cea mai bună, pentru că nu ai dovedit-o. Dar ești... Bine! Stai 3 minute, apoi mă cauți. Dacă poți! Nu te uita! Prea ușor! Țineți-vă bine, trofeelor! Mergem acasă! După ce am păcălit-o pe Alteța Epavă să se ascundă, am avut tot timpul din lume să evadez cu toate noile mele trofee. Sunt din aur adevărat. Aur adevărat? Wow! Hei, unde este Cody? Na, 3 din 4 nu e așa rău. Iar acum mă duc la Amanet. A trecut o săptămână și încă nu m-a găsit. Sunt cea mai bună. Iar ea e o aiurită. Oh, frate. Mai diferiți ca acești doi frați nu se poate.